Liga Elevilor Socialdemocrați a organizat sâmbătă pe terenul din Parcul Elevilor un campionat de fotbal denumit Cupa Ligii Elevilor. Competiția s-a aflat la prima sa ediție și la startul său s-au înscris 8 echipe formate din elevi de la școlile și liceele din oraș. Echipe ce nu au purtat un nume, ci numere. La eveniment au participat și doi foști mari fotbaliști români, Dorin Mateuț și Daniel Iftode, care au urmărit competiția și la final au participat la festivitatea de premiere. Mi-a făcut mare plăcere și îmi face mare plăcere această invitație din partea giurgiuvenilor la o competiție poate nu atât de importantă, dar o competiție de fotbal la care se întrec echipe de la anumite școli, o vârstă 18-19 ani. Sunt onorat să fiu aici și așteptăm să termine această finală. Eu sunt bucuros că am venit aici la această competiție, pentru că sunt bucuros că când văd că elevii din liceu joacă fotbal, chiar dacă pe teren de mini-fotbal, dar e un lucru îmbucurător pentru că din ce în ce fotbalul românesc coboară. Sunt onorat să fiu prezent la orice competiție, indiferent dacă este fotbal, poate să fie și handbal, basket, în general, sportul. După ce echipele au jucat între ele, cele mai bune au ajuns în finala mică și în finala mare.